Atunci, dacă aveți planificate vacanțe în Grecia, aveți grijă la grevele din transporturi. Astăzi, mii de turiști au rămas blocați în portul Pireu din cauza unui protest. Sindicaliștii au ocupat mai multe feriboturi și nu le-au lăsat să pornească spre insule. E un război absurd ce aduce față în față două tabere care de fapt nu au nimic una cu cealaltă. Pe de-o parte sunt miile de turiști încărcați cu bagaje, vor să urce la bordul vaselor și să meargă spre hotelurile din insule. E vacanța pe care au planificat-o și la care au visat probabil tot anul. We want to enjoy and we can't because we can go to Santorini and we have the hotel paid and if we don't take this boat we lose a lot of money. I think it's fair for us. Probably the lower salaries and so on, but they shouldn't strike illegally. I think it's stupid because I have friends on Eos Island who own businesses who are getting poorer every day and the tourists won't come and they see this on the TV and they won't come again. De cealaltă parte sunt angajații greci, tot mai revoltați de măsurile de austeritate ale guvernului. La îndemnul Partidului Comunist, sindicatele au anunțat o grevă de 24 de ore în portul Pireu și cu toate că autoritățile au declarat protestul ilegal, nimeni nu a cedat. Pela υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων θα το επαναλάβω για να το καταλάβετε. Θα συντηρήσει και θα οξύνει τα προβλήματα. Cel mai grav este că protestele clatină și mai tare economia elenă. Guvernul de la Atena a anunțat zilele trecute că e gata să achite banii plătiți în plus de călători din cauza grevelor sau a dezastrelor naturale. E o încercare disperată de a îmbunătăți imaginea țării în fața străinilor. În prezent, 20% din veniturile Greciei vin din turism.